Bine v-am regăsit, prieteni! Vreau să vă prezint un proiect de 620 de metri pătrați și aceasta este intrarea din stradă. Avem un gard care este din fier forjat, se vede foarte bine. În partea stângă avem un element din lemn stratificat, intrarea principală și cararea mașinii care se face sub terasa de la etajul 1. Pe această alee putem să ajungem în zona de fire pit, unde putem să stăm 6-8 persoane, să bem cafea, să stăm de vorbă, atât în timpul verii cât și în timpul rece. Nu este nicio problemă. Pe zona centrală avem foarte mult spațiu verde, gazon, plante, un arbore mai mare, acesta care se află aici, brazii care sunt pe partea dreaptă, unde putem să împodobim pentru zona de iarnă. Acum ne îndreptăm către zona unde putem să luăm masa, este puișorul unde stăm și ne uităm și la televizor sau bem cafeaua împreună cu familia sau prietenii. Este o zonă cât se poate de bine vizualizată din toate punctele grădinii, iar pe partea din spate avem piscina unde putem să stăm de vorbă în spate pe șezlonguri cu familia, avem jardiniere, spaliere de lemn stratificat pe perete, sunt și jardinierele care sunt laterale, gazon, piatră, decul care este în jur împrejurul acestei piscine, totul ca să ne simțim cât mai bine și să avem o refacere după timpul petrecut la servicii. Aceste elemente sunt foarte interesante și sper să vă folosească pentru a vă proiecta o nouă grădină pe care o aveți acasă sau ați avut-o și vreți să o reamenajați. Eu vă mulțumesc foarte mult și puteți ca să intrați pe canalul meu de YouTube, Proiect Grădină, unde puteți să vă abonați. De fiecare dată când voi posta, veți fi notificați și veți fi anunțați când voi posta un nou proiect despre grădinile pe care le proiectez. Vă mulțumesc și vă invit în continuare să vizualizați aceste proiecte pe care le am pe canalul meu. La revedere, toate cele bune!